În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș, reprezentantul instituției în adunarea generală a acționarilor Ecoaqua S.A., Bogdan Mihai, a răspuns la interpelarea Ameliei Giurcan, consilier județean din partea USR. Acesta a precizat că documentul primit de la Agenția Națională de Integritate atestă incompatibilitatea lui Eduard Grama în funcția de director Ecoaqua S.A. După aproximativ 2 ani de conducere a societății responsabile de sistemul de apă și canalizare din județul Călăraș și Ialomița, Eduard Grama nu își mai poate continua activitatea în cadrul Ecoaqua S.A. Am luat punct de solicitările făcute de dumneavoastră, am cerut un punct de vedere de la Agenției Naționale de Integritate, am primit un punct de vedere pe care l-am dat către Consiliul de Administrație în cadrul unei ședințe de IE, cu recomandarea să depună măsurile legale prinse în ceea ce înseamnă raportul răspuns pe care l-am primit de la ANI. Conform răspunsul primit de la ANI, directorul Ecoaqua S.A. este declarat incompatibil.